Doamnei cu un alt moment. Și am să spun așa, pentru evocarea unei alte personalități, pentru că spuneam la început că în această ediție vom evoca multe dintre personalitățile care au avut legătură cu județul Bacău, una dintre personalitățile pe care o vom evoca în această zi este cea a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Iar pentru aceasta voi invita în scenă pe profesorul Eduard Ogranovici din Ucraina, împreună cu Alexandru Montean, merită aplauzele dumneavoastră că au bătut un drum. Eduard Ogranovici este pasionat de studiul istoriei ștefaniene, alături de o delegație vine în fața dumneavoastră, compusă din ansamblul Chiocelul din Vâncicăuți, raionul Noua Suliță, fost Hotin, și de asemenea o interpretă, pe numele ei Natalia Proțiuc, în abazele dumneavoastră, delegația din Ucraina. Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur să ne întâlnim noi aici. Astăzi, exact 522 de ani în urmă, Ștefan cel Mare a obținut una din cele mai gloroase sale victorii, fiindcă el era domnitor de mai mult timp, era atletul lui Hristos, apăra creștinitatea cu scutul său împotriva Imperiului Otoman, dar avea nevoie de ajutor a altei țări creștine ca Polonia. Și a cerut ajutor de la regele Polon, însă regele Polon, în loc să lupte cu dușmanul, a zâmbit o faptă rea. El a hotărât să cucerească România, Moldova de atunci, și să devine statul lui, și așa era cel mai mare în Europa, fiindcă era Uniunea Regi Pospolită a Poloniei și Marele Cristate Litonian. Însă el a vrut să aibă și mai mult. Și de aceea, în loc să vină ajutorul lui Ștefan împotriva otomanilor, ca să ajute la recucerirea Chiliei și cetății albi, Ioan Albert a jefuit nordul țării, țara de sus, apoi a asediat fără succes Suceava, cetatea de Scaun, văzând că nu poate nimic face împotriva oștirii moldovenești, fiindcă singur a devenit în alt cerc de asediu, a semnat armistițiul de pace și a început retragerea. Însă condiția era să se retragă pe celălalt drum pe care a venit. Dar polonezii, dornici de prade, au plecat pe alt drum și au jefuit iarăși țara noastră. Pentru aceasta ei au fost pedepsiți. La circa 100 de kilometri de Suceava, în ținutul adâncat între actualele Voloca, Pederele lui și Valea Cusminului, a avut loc o bătălie în care s-a retras toată maestria sa militară, Ștefan, având o oaste de numai 22.000 împotriva 60.000, printre care erau și cavaleria grea în armate, el le-a arătat cine stăpân pe acest moment. În codrii Cosminului a pierit cea mai de elită forță a Poloniei. Dovadă la aceasta este 3 steaguri de regiuni, 9 steaguri de provincii. Ceea ce arată că acesta a fost un măcel adevărat, pe care al 10 polonez nu s-a mai întors înapoi. În loc să lupte cu otomanii, a luptat cu creștinii. Și pentru asta Dumnezeu i-a pedepsit și a arătat că nu trebuie de făcut asta. Iar Ioan Albert, care a vrut să-l mute, să-l schimbe, să-l detroneze pe Ștefan, să pui un om de-al său, n-a durat mult timp și în timp de 2 ani singur a pierdut tronul. Iar marele voievod a mai domnit după asta încă mult și bine. Morala istoriei noastre este următoarea. Nu să fac groapă altuia ca să nu mirești singur în ea. Iar această bătălie, primul război mondial, al doilea război mondial, mi-a arătat că niciun aliat extern nu-i mai bun decât poporul.
deoarece poporul avea încredere în Ștefan, îl iubea cu pierderi minime. Am frânt așa o oaste mare și vreau să spun la sfârșit de una. Văd aici, sunt destul de mulți tineret care sunt viitorul acestei țări. Vreau să vă rog să iubiți poporul, să întăriți armata și să păstrează codrii, fiindcă ei tot timpul au fost aliații noștri, nu cei externi care tot timpul ne-au trădat. Iar acești locali, aceștia ne-au ajutat pe noi. Nu uităm cine suntem, noi suntem stăpâni și trebuie să ne stimăm unii pe alții. Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Bacău, oaspeți și participanți la acest foarte frumos festival, țindind să mulțumesc organizatorilor și în special doamnei Camelia Roșu pentru invitația la acest festival. După cum a spus și colegul meu, venim de acolo, suntem români și venim de acolo, din Ținutul Pătinului. În țara lui Ștefan cel Mare. Știți, reprezentăm o comună, comuna Vancicăuți, acolo unde sunt trei sate, Vancicăuți, Costiceni și Cerlena, și sunt o parte care sunt urmași ai răzășelor lui Ștefan cel Mare, pentru care fiind și eu. Și am emoții, dar am venit aici și reprezentăm nu numai comuna, reprezint și Asociația Sportiv-Culturală, care, când am ființat-o, n-am avut și un fel de îndoieli cum se va numi. Și am numit-o Ștefan cel Mare și Sfânt. Știți, dacă aici, la voi, de a fi român este ceva normal, acum, la noi acolo, de a fi român e devat o faptă, hai să nu spunem eroică, dar e o luptă de fiecare zi. Și în scurt timp, după 3 ani, vom avea dreptul să studieze copiii noștri în limba română. De aceea, când spunem sportiv cultural, când spunem culturală, avem în vedere nu numai cântec, dans și voie bună. Mă în vedere limbă, credință, pentru ceea ce a luptat Ștefan cel Mare. Și vreau ca acest festival frumos să aibă tradiții frumoase și dacă vom fi invitați, vom veni aici, totdeauna când vor fi invitați și mă adresez și mă alătur cuvintele spuse de colegul meu să păstrăm ceea ce avem mai scump pentru cei ce au luptat înaintașii noștri. Limba, neamul, țara și obiceiul. Și mă adresez oficială, oficialitățile obișnuiască țară. Și nu uitați că suntem români acolo, nu faceți niște formare când veniți la Cernăuș, vă întâlniți cu cei oficialități care ne distrug zi de zi, care arată că totul e bine. Nu mai este bine. Ne distrug continuu și nu știu cât putem rezista. De aceea vrem să fim ajutați și mă adresez ca cei care conduc România și tuturor românilor. Le doresc sănătate, prosperitate, fericire și să nu uite că nu numai că reprezintă românii, dar și să lupte pentru ei. Și nu formal, nu prin cuvinte, dar prin fapte. Vă mulțumim la toți și acum veți auzi pe cei ce au venit aici pentru cântecele noastre și vă spun, păstrăm neamul, tradiția și credința. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumim frumos! Să ne putem sănătate. De la Dumnezeu!
Și sper să nu fie ultima. Încă o dată aplauze pentru ansamblul Ghioceanului.